Chiftele de post mănăstirești Rețetă simplă, pe gustul tuturor Rețetă de chiftele de post mănăstirești Chiftelele mănăstirești sunt preparate de mai toată lumea, dar foarte des de măicuțe și călugări, de aici și numele lor. Mai exact, acest preparat este făcut din fasole boabe cu garnitură de orez și durează cam 20 de minute. Ingrediente 500 grame fasole boabe 2. 3 felii de pâine, 150 grame orez. 150 ml ulei. 2 cepe. 5-6 căței de usturoi. Un morcov. Un păstârnac. 2 frunze de davin. Mărar. Pătrunjel. 50 grame făină. Sare. Cimbru. Mod de preparare. Pentru a prepara chiftele de post trebuie de înainte să pui fasolea în apă urmând ca doua zi să o fiergi timp de 20 de minute, după care se clătește și se repune pe foc în apă fierbinte. Odată ce apă fierbe, asigură-te că adaugi ceapa, morcovul, păstârnacul, curățate și tăiate cuburi, frunza de dafin și o linguriță cu sare. După ce toate aceste legume sunt fierte, pasează fasolea cu o furculiță, adăugă miezul de pâine înmuiat, verdeață tăiată foarte mărunt, piper, cimbru și usturoi pisat. Amestecă-le pe toate, Apoi formează chifteluțe, mai mici sau mai mari, după cum vrei. Trece-le prin făină, prăjește-le în ulei încins și așează-le pe o hârtie de bucătărie. Trucuri de mănăstire pentru cele mai bune chiftele de post Cei de la mănăstire, pentru a obține chiftele de post pufoase și cu gust, obișnuiesc să înmoaie pâinea în apa în care s-a fiert fasolea, iar întreaga compoziție, înainte de a forma chifteluțele, o dau prin blender ori prin mașina de tocat. De asemenea, din zeama în care a fiert fasolea, Oamenii bisericii mai fac și o garnitură de orez. Pentru aceasta ai nevoie de trei când de zeamă și o cană de orez, de sare și verdeață.